ce e asta? Ce e asta? Ce e asta? Ce e asta? Ia zi tu, ce e asta? A, ciocolata. Ciocolata. Cum e ciocolata în Siria? E bună ciocolata în Siria? Bună? Da. Ciocolată. Ciocolată. Aceasta a fost reacția celor patru copii veniți împreună cu mama lor din Siria. Reprezentanții Crucii Roșii s-au dus la Cochilneanca, acolo unde locuiesc, și le-au adus de toate, de la alimente până la pături, îmbrăcăminte și încălțăminte. Dar copilașii s-au bucurat cel mai mult de jucării și de dulciuri. Puțin și un prim pas, așa mi se pare mie, puțin când e nevoie de mult. Mă bucur că pentru cei mici, dar i-ați văzut și dumneavoastră cum se bucurau, ca oricare copil când vede jucării, dulciuri, hăinuțe, încălțăminte, mare bucurie pe ei. Iar pentru familie am întrebat-o pe doamna înainte cam ce ar avea mult nevoie, pături, saci de dormit, de igienă, alimente, ca de obicei, astea nu lipsesc și încă am adus cât pentru două familii, că sunt 5 persoane. Și mama s-a bucurat enorm de darurile primite, mai ales că iarna le bate la ușă și spune că păstrează cu sfințenie tot ce primește. Bucuria din ochii copiilor a făcut-o și pe ea să mai uite din ororile prin care a trecut. Nu are cuvinte să mulțumească pentru ajutorul primit și singura ei dorință este să își vadă soțul în România. Da, sunt foarte bucuroși și noi avem o perioadă care stăteam la doamna de la Crucea Roșie să vină, doamna Rodica, să vină la noi și sunt foarte, foarte bucuroși. Mulțumesc dânsei și mulțumesc toți ca cei care mă sprijin. Lucrurile încep ușor, ușor să se așeze. Oamenii se gândesc la familia voastră. Cum este? Cum vă simțiți? Da, mă simt foarte, acum deocamdată bine. Foarte, foarte bine. Mai am un pic cu actele la acte. Dar sper că totul se îndreaptă spre noi. Așa. Despre soțul tău ce știi? Vorbi cu dânsul. Dânsul este în tabără și așteaptă să îi se dea pașaport. Ne-a promis că o să vină. Ia luna viitoare, ia după luna viitoare. O să-i dea un pașaport. Și tot așa, cred, prin Ministerul de Externe o să-l ajutăm să-l aducă. De origine din satul Cochilneanca, Olimpia Stanciu a fugit în urmă cu 11 ani de sărăcie în Siria. Acolo l-a cunoscut pe Abbas, un om cu suflet mare cu care s-a căsătorit. Românca i-a dăruit 4 copii sirianului, iar familia prospera într-o comună, Derbaldi, de lângă orașul Homs. Din nefericire, numeroasa familie mixtă a cunoscut ce înseamnă războiul și atrocitățile de neimaginat. Au fugit din calea războiului și au ajuns în România. Soțul femeii este în continuare într-o tabără de sinistrați din Turcia și așteaptă pașaportul ca să poată veni în România.